prieteni, și bine ați revenit la un nou videoclip. Nu mai este neapărat dimineață, ceasul este 11 fără 20 de minute. Vreau să vă spun că de azi dimineață sunt agitată în continuu, merg, vin și așa mai departe. Ați observat că am reușit și eu să-mi beau cafeaua și să-mi iau micul dejun. Acum am venit la școală la Octavian să-l iau, pentru că are o ore până la ora 11, mai am de așteptat 10 minute și zic, vorbesc puțin cu voi să vă mai spun care-i treaba. Am luat-o pe Ștefania la 10 de la grădiniță, am dus-o acasă pentru că acum la 11 am ședință și n-aș fi vrut să o las așa de mult, pentru că săptămâna aceasta am lăsat-o așa ca pentru acomodare până la ora 10 și n-am vrut să lungesc aceste ore, așa că am lăsat-o acasă cu sora mea, am venit să-l iau pe Octavian și mă duc la ședință. Nu vreau să vă spun deocamdată cum se comportă Ștefania la grădiniță, pentru că este destul de prematură, așa că nu are sens să vorbim încă. O să vă spun și o să vă țin la curent cu acest subiect, dar deocamdată n-aș vrea să povestim despre asta. Mă duc, îl iau pe Octavian, mă duc la ședință și dacă am timpul necesar vă povestesc așa cam despre ce am discutat. În mare parte știu despre ce discutăm clar la o ședință, dar am să vă spun și am să vă țin așa la curent. Vă doresc vizionare plăcută în continuare, dragii mei. Am ajuns acasă de la ședință, iar când m-am întors am intrat până la magazin pentru că trebuia să fac ceva cumpărături alimentare în mare parte, pentru că nu mai aveam cine știe ce prin frigider și am mai cumpărat așa una altă. Mi-am cumpărat legume, cărniță, să fac o ciorbică pentru că n-am mai făcut de câteva zile și m-am gândit să fac o ciorbică de cartofi cu afumătură. M-am apucat să curăț legumele, să le tai și o să le călesc puțin împreună cu cărnița, după o să le pun la fiert, apoi o să pun și cartofei și o să fac așa o ciorbică cu smântână, m-am gândit eu. Mi-am aprins aici o lumânare în decorul meu de toamnă. Vreau să vă spun că s-a schimbat foarte urât vremea. La noi plouă de vreo două zile și azi noaptea a plouat foarte, foarte tare. Este așa o vreme urâtă. A început activitatea de treburi prin casă, pentru că acum dacă este rece nu putem face mare lucru pe afară, având în vedere că și plouă foarte tare, așa că ne ocupăm în casă în mare parte de treburi. Așa că da, mă pun deocamdată să fac ciorbica, să călesc legumele și da, vedem ce mai facem. Și a cules câteva mere, că tot a venit sezonul merelor. La noi au crescut foarte fain și sunt foarte gustoase. Așa că mi-a adus aici un castron întreg de mere și mai am în coșulețul de fructe câteva. Așa că o să le curăț pe toate, o să le dau pe răzitoare și am să le pun la călit împreună cu untul și cu scorțișoara și o să fac o plăcințică așa tare faină. Copilașilor mei le place foarte mult plăcinta cu mere, așa că abia aștept să o dau gata. Da, mă pun să le spăl, să le dau pe răzitoare și să fac o plăcintă. Aluatul pentru plăcințică am făcut în două castroane pentru că vreau să fac în tava asta mare și dintr-unul singur nu mi-ar fi ajuns. Eu am pus aici în fiecare câte 5 ouă, câte un praf de copt, esență de vanilie, zahăr, unt și cred că n-am ratat nimic și făina am pus așa după ochi, n-am calculat nimic, toate le-am pus la ochi, iar aici am întins în
tavă puțin unt să nu se prinde de fund. Am făcut și compoziția de mere. O să pun primul strat de aluat, o să-l bag la cuptor 10 minute, după o să-l scot, o să torc compoziția, iar apoi o să pun cel de-al doilea castron și cam așa o să fac eu plăcințica. Eu nu folosesc blat din acela de lântinzi. Mi se pare că este mult mai simplu să faci așa un blat de plăcintă, pentru că merge și foarte repede și se face și foarte gustoasă și foarte pufoasă, da. O să pun compoziția și imediat este gata și plăcintă. Și dau o fugă până în oraș pentru că am ceva treabă. Intru până la Pepco și până la Dedeman să cumpăr câte ceva și vreau să vă arăt cât de frumos arată cerul. A plouat de dimineață, a fost rece. Acum s-a mai liniștit așa vremea și e cât de cât în regulă. N-a mai plouat, dar tot este rece. Și mă uitam la cer, că arată așa de interesant și de fain. S-ar putea să mai vină o ploaie dacă nu se duc norii. Dar sunt tare așa interesanți. Văd că au apărut tot felul de plante pentru toamnă, ce frumoase sunt. Tuia de tot felul. Din asta am și eu în curte, nu știu exact cum se numește, dar și eu am. Foarte drăgălașe. Doamne, ce flori frumoase poate să aibă aici. Atât de mult îmi plac aceste flori, doar că nu știu dacă a doua oară mai înflorez la fel. Foarte faine și mov și albastre, dar a doua oară nu știu când înfloresc, dacă înfloresc tot aceeași culoare sau înfloresc pur și simplu albe. Așa stare frumoase. Mi-ar trebui la noi în living o măsuță din asta mai mare și mă uitam să mă orientez așa să văd dacă găsesc ceva, dar deocamdată n-am găsit nimic. Ce să-mi plac? Am văzut acolo chiar la intrare una mai închisă la culoare, așa un maro mai închis, dar mie mi-ar plăcea o altfel de culoare. Aici fain, e tablou. Tare interesant. Așa ceva mi-ar plăcea mie, doar că blatul mi-ar plăcea să fie o culoare mai deschisă. N-am aici o culoare să vă arăt, dar oricum așa mi-ar plăcea cu picioare negre de fier și cu blatul deschis, dar poate o variantă mai deschisă, eu știu. Am ajuns acasă și vroiam să vă arăt ce am cumpărat. În mare parte am fost să cumpăr ceva materiale de construcții și am cumpărat două fotolii din acestea. Le-am luat la fel. Eu aș fi vrut să iau unul alb cu negru și unul alb cu roz, doar că nu mai aveau. Dedeman pe site aveau, doar că în magazin nu, așa că am luat două la fel. Unul l-am pus aici, iar unul este aici și stăște filița deja, s-a aranjat și a pus ochelari, ceas. Unde mergi, iubita? Ești Elsa? Iar Octi s-a pus acolo în patul ștefiliței. Salut, mami! Și se joacă pe play. Se joacă, nu știu, ceva cu fotbal, cu una alta. Astăzi are de mers la antrenament, doar că afară plouă, așa că nu știu dacă o să meargă. Vedem dacă se mai oprește. De fapt, nu plouă foarte tare. Picuri, așa. El își dorește să meargă la fotbal, dar o să vedem
cum o să fie. Vă ziceam la Dedeman că mi-ar trebui o masă, nu v-am spus unde vreau să o pun. Aici este o ușă pe care am montat-o recent, dar intru în cameră să vă arăt pentru că mi este mai simplu. Aici este noul nostru living, care deocamdată arată așa. Abia am reușit să punem rigipsul, să punem această bandă. Astăzi când vine soțul meu acasă o să dea cu gled, nu știu cât o să reușească. Iar aici este intrarea către dormitorul nostru. Acolo sus mai trebuie să pun o bucată de rigips, dar deocamdată a lăsat așa pentru că avem intrarea în pod și mai avem câteva lucruri acolo și trebuie să le luăm și deocamdată am lăsat așa până reușește să ia ce avem de acolo. Aici este ușa pe care am montat-o. A pus acolo jos niște bandă să nu o murdărească pentru că au turnat zilele trecute placa aici jos. Camera aceasta nu a fost. Este nouă, așa că noi am făcut ceva modificări. Eu v-am mai arătat între timp așa, cât de puțin. V-am mai ținut la curent cu ce s-a întâmplat la noi aici. Iar în partea din față avem un geam imens care este atât de frumos. Bate lumină foarte tare, nu știu dacă se va vedea pe filmare. Aici avem ușa pe care am schimbat-o, pentru că știți că o aveam în partea aceasta. Acolo era ușa care este acum aici, era acolo, iar acolo am pus un geam. Am făcut ceva modificări, intrarea în casă, am modificat-o, dormitoarele și așa mai departe. Mițelina asta acolo cu minte pe scaun. Iar aici avem geamul ăsta imens pe care eu efectiv îl ador. Are undeva la 2 metri. Mi-ar fi plăcut mie mai mare, doar că nu ne-ar fi ajutat spațiu. Bate lumina și nu se vede foarte bine. Pentru bucata aia de acolo sus mă gândesc cum o să-mi pun perdeaua și draperia, pentru că, după cum observați, este spațiu foarte mic și n-aș avea unde să le întind. Să-mi rămână vizibil geamul, nu vreau să-l astup absolut deloc. Mă gândesc dacă să-mi pun sau să nu îmi pun draperie, să-mi las doar perdeaua. Va trebui să-mi pun și la ușă tot așa perdea și draperie sau doar perdea, nu știu, o să văd cum o să fac pentru zilele următoare. Caloriferul, cel vedeți acolo, este pus doar provizoriu, pentru că l-a pus să vadă cum face legăturile. Noi am pus încălzire în pardoseală și a trebuit să-l probeze, dar îl vom scoate afară și vom cumpăra unul nou, pentru că acesta este spart. L-aș fi curățat, că n-ar fi fost o problemă. L-am pus, l-am testat, dar din păcate curge, așa că va trebui să cumpărăm unul nou, pentru că altfel l-aș fi curățat, a fost în garaj, l-aș fi curățat și l-aș fi vopsit pe aici, colo, unde ar fi fost nevoie, dar din păcate curge, așa că va trebui să cumpărăm un calorifer nou. Și da, cam așa arată deocamdată livingul nostru. Astăzi se apuce tati de dat cu glet și cam atât. Așa arată. Abia așteptăm, sincer, să terminăm, că lucrăm de foarte mult timp. Ce-i vita mea? Acolo în colț mă gândesc să-mi pun canapeaua și o măsuță. Vreau să fac livingul foarte simplu și foarte curat, așa, nu știu cum să vă explic. Vreau să am foarte puține lucruri în această cameră, pentru că sunt sătulă de lucruri aglomerate și nu mai vreau, pentru că nu-mi place. Așa că în partea de acolo o să pun colțarul și măsuța pe care o am deja. Iar pe partea asta cu televizorul m-am gândit eu să pun niște riflaje faine pe care le-am văzut la Dedeman. Dar o să mă mai gândesc dacă le cumpăr gata făcute sau o să le fac eu personal. O să văd asta, nu știu încă. Și m-am gândit să-mi pun o placă din aia mare, albă, lucioasă. Dacă am vreo poză, o să vă pun inserată pe ecran să vă arăt la ce m-am gândit eu să fac aici. Ar arăta foarte, foarte bine. Aici vreau să-mi pun doar comoda jos și un televizor mare pe perete și cam atât. În rest, nu vreau să-mi pun absolut nimic. Iar în partea asta, unde este geamul, îmi doresc să-mi pun aici o masă, să văd dacă mă încadrez cu spațiul. Camera este destul de măricică, dar după cum v-am spus mai devreme, nu vreau să o aglomerez, așa că nu știu sigur dacă o să-mi pun o masă sau nu. Eu preventiv mi-am lăsat acolo scos cablul de curent, pentru că mi-aș fi dorit o lampă ceva deasupra mesei. Și în colț acolo așa mi-aș dori eu să-mi pun o masă cu câteva scaune, cu 6 scaune, mă gândesc, dar o să vedem, că deocamdată nu știu cum o să organizez camera până nu
Le pun toate pe poziție să văd cum arată. Am cumpărat și parchetul, avem tot ce ne trebuie, doar că soțul meu lucrează, vine după masa acasă și are câteva ore după masa în care poate lucra, așa că nu putem avansa foarte, foarte rapid, încetişor, dar bine. Aseară el a pus din negresele pe care le-am mai avut, a trebuit să mai completeze pe școlă. Eu, în schimb, l-am ajutat cu banda pe care am pus-o la îmbinări, așa că el astăzi când va veni se va apuca direct de glet, va trebui să dea prima oară gletul acela gros, iar după gletul de finisare. N-am mai avea foarte mult de lucru aici, am lucrat destul de mult, n-am apucat să vă arăt pentru că a fost o muncă zilnică așa, și nu știu dacă ar fi fost o idee bună să filmez în fiecare zi, dar am zis să vă arăt la ce lucrăm în momentul de față pentru că stare mândră și abia aștept să vă arăt cum va arăta acest living la sfârșit. Sunt convinsă că o să fie super fain. Noi suntem bucuroși că avem o cameră în plus, așa am putut să le facem și camera copilașilor. Fiul pe acest geam este superb. Deocamdată este acest cablu care pe mine mă încurcă, dar nu a avut timp să se ocupe de el pentru că a avut evident alte treburi de făcut. Este un cablu care vine de acolo spre garaj, care alimentează garajul cu curent, dar acela îl va da jos și va modifica traseul cablului să nu mi strice mie imaginea, pentru că se vede o imagine foarte frumoasă. Putem vedea, observa toți munții aceștia frumoși. Se vede de aici și crucea de pe Piatra Craiului, nu acum pentru că sunt nori, dar avem o vizibilitate foarte frumoasă spre toți munții din față și ador geamul ăsta, efectiv, de când l-am pus îmi place foarte mult. Trebuie să-l mai curăț puțin, iese curățat, dar trebuie să-l mai curăț puțin, de aia nici nu vreau să pun draperii să mă încur cu ele, pentru că îmi doresc să am tot mereu această vedere, așa că nu știu, sunt în dubii despre cum o să fac aici, dar oricum vă țin la curent cu treaba asta. Afară este rece, a plouat. Vreau să vă spun că și-a dat foarte bine drumul iarba din spate. V-am spus că era foarte, foarte uscată și văd că acum de câteva zile, de când a început să plouă, a început să-și dea fain din ea, dar acum este cam târziu, așa că nu mă mai avantajează. În partea din față nici acum nu a început să-și dea iarba bine. În schimb, a început să-mi înflorească clematisul. Ia să vedem dacă îl prindem. Nu prea se vede. Atât de frumos a început să îmi înflorească. A rost cățelul din el, cred că v-am spus eu. Și de când a început să roadă, a început să dea foarte bine din floricică. Da. O să închei, dragilor, videoclipul de astăzi aici. Vă spun sincer că m-am tot gândit dacă să postez sau nu acest videoclip, pentru că în ultima perioadă am avut foarte multă treabă și mi s-a părut că nu s-au legat lucrurile așa bine, dar îl postez pentru că știu că așteptați videoclipul de la mine. Da, deocamdată acesta este stadiul lucrărilor. Vă mulțumesc tare, tare mult că m-ați urmărit până la final. Dragilor, vă mulțumesc, vă pup și o să ne auzim pe data viitoare. V-am pupăcit. Pa, pa!